Hristos a înviat. Învierea Lui este garanția primirii noastre în odihnă. Învierea Lui este garanția primirii noastre în odihnă. În săptămâna mare am încercat să adunăm joia, vinerea și duminica în jurul conceptului odihnei. În joia mare am auzit chemarea la odihnă. În vinerea mare am asistat la prețul plătit pentru ca noi să avem odihnă. Iar în duminica învierii ne bucurăm de garanția primirii noastre în odihnă. Chemare, preț și garanție. Ascultați chemarea Domnului Iisus, care nu s-a oprit acum 2000 de ani, ci se rostogolește prin istorie, de atunci și până la venirea Lui. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Dar ca El să ne poată da odihnă, a trebuit să plătească în locul meu, în locul tău, prețul păcatului. A trebuit să bea în Ghețimani paharul, cupa, cu nelegiuirile omenirii, până la fund. Și deși îngrozit în fața acestui eveniment, a strigat: Tată, dacă se poate, ia paharul de la mine. A avut curajul, de dragul tău, de dragul meu, să spune totuși: nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și în felul acesta s-a plătit prețul pentru a rezolva cauza pierderii odihnei noastre. Dar duminica învierii ne aduce garanția intrării în odihnă. Ascultați-l pe Pavel. Domnul Iisus Hristos a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți de prihăniți. Repet versetul și urmăriți, vă rog, relațiile cauzale din text. Cine ce a cauzat sau ce a cauzat? El a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți de prihăniți. Cauza morții Lui au fost păcatele mele. Păcatele mele le-a purtat. Păcatele tale le-a purtat. Dar cauza învierii Lui a fost neprihănirea pe care mi-a socotit-o Tatăl. Dragii mei, când noi strigăm Hristos a înviat, practic învierea Lui este strigătul Tatălui care răsună în univers: puteți veni acasă. Jertfa a fost primită, păcatele au fost rezolvate, porțile împărăției au fost deschise. Vă aștept. Și ca fii risipitor ne putem întoarce în brațele Tatălui, pentru că altcineva a plătit pentru haina noastră de nuntă. Și asta ne aduce în textul în care ne aflăm în această dimineață, capitolul 12, versetele 22 la 50. În textul nostru găsim trei tablouri. Hula împotriva Duhului Sfânt, nu vă speriați, n-am să insist prea mult asupra acestui aspect. Aveți la bibliotecă o carte, Păcatul de moarte, puteți să luați să vedeți ce spune Biblia despre un păcat care nu se iartă. Apoi este semnul prorocului Iona și Domnul Iisus termină cu o vorbă foarte interesantă într-un fel. Mama și frații lui erau afară, nu puteau intra în casă unde Iisus vorbea și cineva îi spune: mama și frații tăi ar vrea să vorbească cu tine. Cine sunt mama și frații mei? Și a arătat spre ucenicii lui și a zis: oricine face voia tatălui meu îmi este frate, soră și mamă. Frate, soră și mamă. Dar m-aș opri în dimineața aceasta sau aș decola în dimineața aceasta de pe al doilea tablou despre semnul prorocului Iona. Atunci unii din farisei au venit la Domnul Iisus Hristos și au vrut să-i ceară ceva. Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Dacă am fi la începutul lucrării Domnului Iisus, imediat după ce a coborât de pe munte și a terminat predica și a enunțat sau anunțat autoritatea, aș înțelege întrebarea, aș vrea să vedem un semn de la tine. Dar gândiți-vă că deja Domnul Iisus făcuse zeci de semne înaintea lor. Și acum se ridică unii din mai mari poporului și învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Încă unul? I-am întrebat noi. Încă un semn? N-au fost destule toate cele de până acum?
În capitolul 8 și 9 avem demonstrarea puterii împărăției prin cele 10 minuni pe care le face Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de ele. Mai întâi, pe drum de pe munte spre cetatea Capernaum, el vindecă un lepros. La porțile cetății vine un sutaș roman și roagă să-i vindece robul și Domnul zice o vorbă și robul este vindecat chiar în ceasul acela. Apoi intră în casa lui Petru și vindecă soacra de friguri și seara se adună o mulțime de bolnavi și îndrăciți și Domnul îi vindecă pe toți. A doua zi se urcă într-o corabie împreună cu ucenicii, se stârnește o furtună și la vorba lui marea se liniștește. Apoi ajunge în Gadara și vin doi îndrăciți fioroși și poruncește demonilor și o legiune întreagă ies din ei și intră în porcile pe dealuri. Este adus un slăbănog și Domnul Iisus în auzul tuturor le spune: păcatele îți sunt iertate. Ridică-ți patul și umblă. Și omul acela și-a ridicat patul și a plecat. Și apoi a venit un fruntaș al sinagogii: fica mea este bolnavă, adineauri a murit, fă ceva! Cum adică? Tu poți învia morții? Cine ești? Între timp vindecă pe femeia cu scurgerea de sânge, intră în casă, rostește o vorbă, talita cumii, și mortul învie. Apoi vindecă doi orbi și un mut îndrăcit. Oare de câte semne aveau nevoie mai mari lui Israel ca să creadă în el? Câte semne și minuni ar trebui să facă Dumnezeu înaintea ochilor mei ca să-mi predau viața lui, ca să capitulez înaintea lui, ca să-l declar Domn și Dumnezeul meu, ca să-i dau înapoi dreptul de a hotărâ binele și răul în viața mea? Ce așteptări am de la el? Dragii mei, îndoiala este parte din frământările noastre atunci când vrem să ne alegem o cale sau alta. Când stai înaintea Domnului Iisus, citești Evangheliile și nu ești prea sigur cine este El, este normal să te îndoiești, dar atenție, există două feluri de îndoieli. O îndoială spre viață și o îndoială spre moarte. Dați-mi voie să le ilustrez pe cele două. Îndoiala spre viață, priviți-l pe Toma. El în seara învierii n-a fost împreună cu ucenicii lui, nu știu pe unde era, și ucenicii vin și îi spun cu bucurie: am viat Domnul, l-am văzut pe Domnul. Toma: dacă nu voi pune degetul meu în palma lui și mâna mea în coasta lui, nu voi crede. 8 zile mai târziu, Domnul Iisus Hristos este în mijlocul ucenicilor și Toma era și el prezent și se adresează direct: Toma, adu-ți degetul și pune-l în palma mea și palma în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. În momentul acela, Toma se prăbușește la picioarele Domnului Iisus, declarându-L Domnul și Dumnezeul lui. O îndoială spre viață se agață de orice pai, pentru că n-are nevoie decât un bobârnac ca să capituleze. O îndoială spre moarte, poți să-i aduci toate argumentele din lumea aceasta. Poate să vadă toate minunile și semnele din lumea aceasta și tot nu va crede. Suntem spre sfârșitul terminării lucrării Domnului Iisus și ați văzut cele 10 minuni, dar Domnul mai face încă două. Mai întâi vindecă un mut îndrăcit și orb. Apoi intră în sinagogă și, ca să-l ispitească, îi se pune o întrebare: oare este îngăduit ca în ziua sabatului să vindeci? Domnul Iisus se uită la ei și îi zice: care dintre voi, dacă are o oaie și îi cade în groapă în ziua sabatului, n-o scoate de acolo? Nu este un om cu mult mai de preț decât o oaie? Și mânios s-a uitat în ochii lor și a zis omului cu mâna uscată: întindeți mâna! Și în momentul acela, mâna paralizată se vindecă. Ce credeți că s-a întâmplat? Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit cum să omoare pe Iisus. Și unii dintre ei, probabil din aceeași categorie, neobrăzați, vin la el și spun: învățătorule, vrem să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, Iisus le-a zis:
un neam viclean și preacurvar cere un semn. Dar nu îi se va da niciun alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele pământului. 3 zile și 3 nopți fac 72 de ore. Pe internet găsiți tot felul de discuții legate de când a murit Hristos. Noi știm precis că a înviat în prima zi a săptămânii. Vă las pe dumneavoastră socotiți sau căutați răspuns la întrebarea aceasta pe care o vom discuta poate într-o lună seara. Dar de data aceasta Domnul Iisus Hristos vine și le oferă ca ultim semn semnul prorocului Iona. După cum Iona a stat 3 zile de 3 ori 12 ore și 3 nopți de 3 ori 12 ore în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în pântecele pământului. Dar atenție, când și acest ultim semn este călcat în picioare, urmează judecata. Și la judecată, ochii celui care te va judeca, Hristosul îți va spune, pleacă de la mine, nu te cunosc, voi toți cei care ați lucrat fără de legea. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici între voi este unul mai mare decât Iona. Unul mai mare decât Iona? Nu-i foarte greu să rostești cuvinte, să ai pretenții, ești mai mare decât Iona? Dar oare unde trimite Domnul Iisus Hristos prin aceste cuvinte? La istoria lui Iona, nu-i așa? Până și copiii o cunosc. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat. Vă las pe dumneavoastră să citiți cele puține capitole care vorbesc despre viața lui. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, și a zis, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, nelegiuirea lui a ajuns până la mine. O, Iona știa cruzimea asirienilor, ultimul lucru pe care și-l ar fi dorit este să se pocăiască. De aceea coboară la Iafa, își cumpără un bilet, urcă în corabie și pleacă exact în direcția opusă la Tars. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și s-a stârnit o mare furtună, așa că corabia era pe punctul de a se sfărâma. Cine a stârnit furtuna? Unul mai mare decât Iona. Unul mai mare decât Iona. Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt puternic. Corăbierii s-au temut și au strigat fiecare la Dumnezeul lui, au aruncat uneltele corăbiei în mare ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis, ce dormi? Scoală-te! Strigă la Dumnezeul tău! Poate că Dumnezeu se va gândi la noi și nu vom pieri. Dar furtuna se întețea și n-au știut ce să facă. Și atunci s-au gândit, care dintre noi este vinovat? Pentru că era o furtună neobișnuită. Și-au aruncat sorțul și sorțul a căzut pe Iona. S-au adunat în jurul lui, cine ești? De unde vii? Ce meserie ai? Sunt evreu. Mă tem de Domnul Dumnezeul Cerului care a făcut marea și uscatul. Și fug de el. Puneți la oaltă cele două lucruri. Mă tem de Domnul Dumnezeu, dar eu fug în direcția opusă. Când au auzit corăbierii, s-au speriat și mai mult. Și ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească furtuna sau furia mării față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a zis, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Corăbierii au strigat și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții acestuia, nu pune sângele acesta asupra noastră. L-au luat și l-au aruncat în mare, ne spune textul. Atunci când corăbierii
au implorat pe Dumnezeu să nu-i învinovățească pentru gestul pe care urma să-l facă, deși au încercat să evite lucrul acesta, Iona este aruncat în mare. Atunci au strigat la Domnul, l-au luat pe Iona, l-au aruncat în mare. Și marea s-a liniștit față de ei. Cine a stârnit furtuna? Și cine a liniștit valurile? Cu siguranță că vă aduceți aminte de una din minunile Domnului Iisus Hristos. În capitolul 8, versetele 23 la 27, după ce toată seara vindecase pe bolnavi adunați la ușa soacrei lui Petru, a doua zi dimineață Domnul Iisus s-a urcat într-o corabie și ucenicii au mers cu el și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de năprastică încât corabia era acoperită de valuri și Iisus dormea. Iona dormea, Iisus dormea. Dar m-am întrebat, oare ce face Iisus când doarme? Dacă El este Cel care a stârnit pe vremea lui Iona vânturile și a liniștit marea, atunci nu cumva în timp ce El s-a culcat, a vorbit cu vânturile și cu marea să încerce pe ucenicii Săi? Nu știu, vă las pe dumneavoastră să răspundeți. Iisus dormea. Scapă-ne, că pierim! L-au deșteptat El. S-a uitat la ei și le-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. S-a făcut o liniște mare. Dragii mei, numai Dumnezeu stârnește vânturile și furia mării și numai Dumnezeu o liniștește. Am vrea să vedem un semn de la tine. Când deciziile tale sunt luate și îți place păcatul și nu vrei să renunți la el, indiferent câte semne și minuni aduce Dumnezeu în dreptul tău, înaintea ta, tot nu vei crede. Tot nu vei crede. Iona este încă în planurile lui Dumnezeu și textul spune că Domnul a trimis un pește mare ca să înghită pe Iona și Iona a fost în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. După 3 zile și 3 nopți, la porunca Domnului, nu știu cum vorbește Domnul cu morții, cu peștele, cu vânturile, cu marea, dar El este Creatorul, El zice și se face, poruncește și poruncește ea ființă. Peștele îl varsă pe uscat și imaginează-ți un om care a stat în sucul gastric 3 zile, cum putea să arate? Și pornește pe ulițele și străzile cetății, o cetate mare, cale de 3 zile și strigă cât îl ține gura, încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi dărâmată. Și vestea ajunge la urechile împăratului și împăratul se ridică și dă un decret. Nimeni să nu mănânce, să nu bea timp de 3 zile, nici om, nici animal. Poate că Dumnezeu se va îndura de noi. Și Iona se trage undeva pe un dal sub un curcubete și așteaptă ca mânia Domnului să-i măture. Și Domnul trimite un vierme și curcubetele moare și Iona se mânie și Dumnezeu îi vorbește, Iona. Ție ți este milă de curcubetele acestea pentru care n-ai muncit. Mie să nu-mi fie milă de 120.000 de oameni care nu știu deosebi stânga de dreapta, afară de animale? Dragii mei, Dumnezeu nu dorește moartea niciunui păcătos, ne spune Scriptura. Hristos a murit pentru păcatele noastre ale tuturor. Pentru păcatele noastre ale tuturor. Bărbații din Ninive, care s-au pocăit la mesajul lui Iona, se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Și împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta și îl va osândi în ziua judecății, pentru că ea a venit de la marginile pământului să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare ca Solomon. Unul mai mare ca Solomon. Dar de ce s-a dus în discuție și povestea asta?
Domnul Iisus tocmai vindecase pe un îndrăcit orb și mut și orbul vedea, mutul vorbea. Și farisei vin la el și zice, am vrea să vedem un semn de la tine. Dar toate noroadele mirate și-au pus o întrebare, nu cumva acesta este fiul lui David? Dragii mei, pentru prima dată, de-a lungul lucrării Domnului Iisus Hristos, oamenii din jur, care se uitau la minuni, dar nu vedeau prin minuni semnul spre care arăta, mesianitatea și divinitatea lui, par să se dezmeticească, să vadă zorile, mucul care fumegă breas, este gata să dea în flacără. Dar când au auzit fariseii lucrul acesta, fiul lui David, au stins repede mucul care fumegă, au rupt trestia frântă. Fiul lui David. Cum începe Evanghelia? Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Domnul Iisus a venit să împlinească două legăminte unilaterale și irevocabile, care sunt date de Dumnezeu, ținute de Dumnezeu și împlinite de Dumnezeu, fără aportul nostru în vreun fel. Dar dacă vin la legământul davidic, David, care era păcătos ca noi, dar un om după inima lui Dumnezeu, pentru că a știut să-și plângă păcatul, să se pocăiască, Dumnezeu îi face o promisiune incredibilă. Unul din fiii tăi va ședea pe scaunul de domnie al împărăției mele și în casa mea, spune Dumnezeu, și va așeza o împărăție veșnică pe pământ, conform promisiunilor vechiului legământ. Domnul Iisus Hristos era mai mare decât Solomon. Și știți de ce? Priviți imaginea. Este cartea 1 și 2 Cronici. Cronicarul pleacă de la primul om de pe planetă, de la Adam. Și începe să urce spre scaunul de domnie al Domnului, spre împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o. Dar trebuie să treacă prin promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui David. Și legământul davidic devine lentila interpretativă a întregii istorii. Unul din fiii lui David este Solomon. Și în 1 Cronici, capitolul 29, versetul 23, ni se spune că Solomon a așezut pe scaunul de domnie al Domnului. El să fie cel în care se împlinește legământul davidic? Dar el a avut câteva porunci pe care le-a călcat una după alta pe fiecare și compromisurile lui au pornit istoria spre groapa despărțirii de Dumnezeu, spre robia babiloniană. Dacă Dumnezeu n-ar fi avut în planul lui pe adevăratul fiu al lui David, acolo ar fi murit istoria, dragii mei. Dar a venit Iisus, fiul lui David, fiul lui Avram, și-a dus istoria spre deznodământul ei, prin viața lui imaculată, prin moartea lui pentru păcatele noastre, prin învierea lui din morți. Și ascultați ce spune bisericilor din Apocalipsa. Celui ce va birui, voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cu alte cuvinte, biruința a fost câștigată. Învierea lui din morți este garanția intrării noastre în odihnă. Scriptura ne spune că noi oamenii am fost făcuți pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. Și știți de ce suntem aici? Să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Dar dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, pentru că toate visele noastre le vor roade viermii. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, pentru că mormântul este stația terminus a existenței noastre, indiferent cine sunt sau cine ești, indiferent ce ai adunat și ce ai. Dragii mei, vom ședea cu Hristos pe scaunul lui de domnie, pentru că El este mai mare ca sabatul, Domnul sabatului, mai mare ca templul. Moise a fost credincios lui Dumnezeu ca rob în casă, dar Hristos este Cel ce a făurit, a zidit casa, a zidit templul. Este unul mai mare decât Iona. Rolul lui Iona a fost doar să anunțe harul lui Dumnezeu unei cetăți bolnave și pline de nelegiuire și păcat.
și să lase un semn, un ultim semn pentru întreaga umanitate privind moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dar este mai mare decât Solomon, pentru că el este adevăratul fiu al lui David, care a venit să ne aducă odihna, reîntoarcerea în prezența lui Dumnezeu. Trei tablouri în textul nostru. Dați-mi voie să urc de la tabloul din mijloc la primul dintre ele, la hura împotriva Duhului Sfânt. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Dar cine ești tu, Doamne? Singurul care poate face minunile pe care numai Dumnezeu le poate face. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Cine nu este cu mine, Mântuitorul, va sta în fața mea, Judecătorul. Dragii mei, El va ședea pe scaunul de judecată și va judeca toate neamurile. De aceea, continuă Domnul Iisus, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Există iertare în sângele Domnului Iisus Hristos. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertate. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Să nu fie iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor, trebuie să fie un lucru extrem de grav. Oare ce se însemne lucrul acesta? Priviți o clipă pe cele două personaje amintite de Domnul Iisus. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Aveți înaintea dumneavoastră o schemă care să ne ajute să ne raportăm la un singur Dumnezeu în trei persoane. Tatăl nu-i Fiul, Fiul nu-i Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu-i Tatăl. Dar avem trei persoane divine, toate au omniprezența, omniștiența și omnipotența lui Dumnezeu. Dar dacă vin spre mijlocul imaginii, Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu și totuși este triunul și singurul nostru Dumnezeu. Ce vrea să spune Domnul Iisus, separându-se de Duhul care era în El încă de la botez? El vorbește despre desfășurarea planului lui Dumnezeu în istorie și va veni o vreme în care Duhul lui Dumnezeu va veni în prim plan să aplice lucrarea Domnului Iisus Hristos la inimile noastre ale tuturor. Atunci când citești Biblia, există o perioadă a Tatălui, o perioadă a Fiului. Și de la ziua cincizecimii, după învierea din morți, 50 de zile mai târziu, începe perioada Duhului Sfânt. Și despre această perioadă vorbește Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, când era pe cruce Domnul Iisus, în agonia Lui, uitându-se la cei care își băteau joc de El și vorbeau împotriva Lui, a zis, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului, va fi iertat. Dar oricine va respinge chemarea Duhului Sfânt într-o zi de înviere, nu îi se va ierta nici în viacul acesta, nici în cel viitor. În Ioan capitolul 16, înainte de a ajunge la cruce, Domnul Iisus Hristos vorbea cu ucenicii Săi și le spune de plecarea Lui. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Resping până și ultimul semn, moartea și învierea mea a treia zi. În ce privește neprihănirea, mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, pe cruce voi dezbrăca domniile și stăpânirile și le voi face de ocară. Stăpânitorul lumii acesteia a fost judecat. Nu-l mai credeți, este un mincinos. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Dați-mi voie să alerg până în ziua cincizecimii. Și ascultați împreună cu mine predica apostolului Petru. El vine și ridică înaintea celor care răstigniseră pe Domnul Iisus Hristos semnul lui Iona.
După cum Ion a stat în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, tot așa Fiul omului va sta în pântecele pământului 3 zile și 3 nopți. Și ascultați ce le spune el. Oameni buni, dacă respingeți și acest ultim semn, este un păcat împotriva Duhului Sfânt și nu vi se va ierta nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit înaintea lui Dumnezeu, prin semnele, minunile și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, da? După cum bine știți, ce fel de semne, ce fel de minuni, ce fel de puteri? Numai Dumnezeu vindecă lepra, numai Dumnezeu poruncește furiei mării, numai Dumnezeu poruncește dracilor, numai Dumnezeu iartă păcatele și numai Dumnezeu învie morții. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați omorât și l-ați răstignit prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Voi ați adus negreala vinerii mari. Dumnezeu a adus biruința duminicii învierii. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și în momentul acela, mulțimile care au rămas străpunse la inimă au strigat: fraților, ce să facem? Oricine face voia Tatălui meu din ceruri îmi este frate, soră sau mamă. Primit în familia lui Dumnezeu, pregătit pentru tronul slavei. Și ascultați voia lui Dumnezeu, pocăiți-vă, le-a zis Petru. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor, și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Apoi Dumnezeu va veni să locuiască în voi și să vă ia în brațe pe voi. Să vă facă părtași vieții veșnice. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți aceia care sunt departe, acum în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Acum un an, 24 februarie, tancurile sovietice, că nu pot să le numesc altfel, da? Au trecut granița, au invadat Ucraina și puhoi de oameni, milioane, dragii mei, au fugit și sunt împrăștiați prin lumea întreagă. Dar războiul îți mai dă răgaz să fugi. Nu de mult, dacă nu mă înșel, în câteva minute, într-un zor de zi, câteva cutremure de pământ au lăsat 14 milioane de oameni fără locuințe și 10.000 morți sub dărâmături. 10.000 morți. Dragii mei, așa va veni Domnul, ca un hoț. Nimeni nu va ști când va veni El. Și de aceea Petru a strigat: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduire au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Nu uitați ultimul tablou. Numai făcând voia lui Dumnezeu, devin frate cu Hristos. Și atunci când mă pocăiesc, nu merit eu mântuirea. Știți cum începe predica de pe munte? Ferice de cei? De cei? De cei? Săraci? În duh? Căci a lor? Dar cine a plătit prețul? Că eu n-am cu ce plăti. L-a plătit Domnul Iisus în vinerea mare, dragii mei, sau în seara morții Lui. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă, cel puțin într-o zi de înviere, să facem voia Lui, să ne pocăim, să ne lăsăm îngropați
împreună cu Hristos și înviați împreună cu Hristos ca să putem domni împreună cu Hristos. Toată săptămâna mare am încercat să o adunăm în jurul odihnei pe care am pierdut-o în Eden și pe care a venit întrupatul Fiul al lui Dumnezeu să ne-o redea. Joi, stând la masa Domnului și auzind cuvintele celui care ne-a invitat, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, am fost chemați în odihnă. În Vinerea Mare, privind la cruce, dragii mei, l-am văzut pe Hristos, pentru patul Fiul al lui Dumnezeu, plătind păcatele întregii omenii ca miela lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, iar în Duminica Învierii avem garanția că suntem primiți în odihna lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Hristos a înviat. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Chemarea încă răsună în istorie. Prețul a fost plătit. Garanția ne oferă Dumnezeu prin faptul că a treia zi l-a înviat din morți. Da, el a fost dat din pricina păcatelor mele, dar a înviat din pricină că am fost socotit neprihănit. Ce tragedie să respingi oferta unică a lui Dumnezeu. Și știți de ce nu este iertare? Când respingi chemarea Duhului Sfânt, pentru că Dumnezeu nu are o altă soluție. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Frații mei, Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat.